la ediția numărul 106, pe tema cuvintelor cheie. Pentru cine mă cunoaște, eu sunt unul din cofondatorii Lumea Se Oprește, alături de Ionuț Munteanu. În ianuarie 2010 am început evenimentul. Mă ocup de internet marketing, în special audituri de site-uri pe tema uzabilității sau optimizării pentru motoarea de căutare și mai fac cât un audit, nu, câte un site pe web. Dacă ar fi să mai o iau o dată cu proiectul la capăt, dacă i-aș mai zice Lumea SEO pe ce, m-am gândit să mă întreb singur, nu am întrebat nimeni. Nu, nu e mai zice Lumea SEO pe ce, zice Lumea SEO, SEO, SEO. Tema de azi sunt cuvintele cheie, care sunt importante atât pentru SEO cât și pentru PPC. Două aspecte, nu, se pare mai important. Anume, dificultatea. Dacă un cuvânt e mai important pentru PPC, va fi mai scump și dacă e mai important pentru SEO, e mai dificil de ajuns acolo, deci e mai scump. Asta rezultă că, nu, separat de asta, contează conversiile, cât de bine convertește un anumit cuvânt cheie și din conversii rezultă rezultate. Și acum avem două chestii, dificultate și rezultate. Bun. Despre ce vor vorbi speakeri? Nu știu, habar n-avem. Noi de obicei anunțăm despre ce se va întâmpla în ziua respectivă, dar vă spun acum, pentru prima dată adevărul, noi niciodată nu știm despre ce vor vorbi speakeri. Deci, ce sper eu că voi avea va fi despre, n-am văzut, Google a zis că exact matching nu e ok și ignor. Da? Nu mai apăt de nu m-a interesat, dar nu știu dacă vom afla asta. Iarăși m-a interesat cu multe cheie și Black Friday, care ar fi o temă interesantă, nu știu dacă vom afla. Bun. Speakerii de azi. Vom începe cu Daniel Ene. Dar tu trebuie să-i prezi pe toți să-i prezi. Este Chief Marketing Officer la Agile Media. Are expertiză în SEO pe partea de conținut, blogging, probleme tehnice, uzabilitate, keyword research, user experience și conversion rate optimization. Cătălin Macovei, fondator Moloco. N-am putut să-ți răpez momentul de vorbă. Are expertiză în SEM, AdWords, Google Analytics, User Experience și User Interface. Gestionează bugete de peste 100.000 de euro lunar din România și străinătate. În fine, Robert Vandafir. Lucrează online din 2008, se ocupă de SEO de la strategie la implementare. Are propria agenție din ianuarie 2013, Great SEM. Bun. Acum o să vă citesc sponsori care se citesc foarte încet. Newsman, care se ocupă de campanii de email marketing, două parale rețea de afiliere, M-Ready, dezvoltarea aplicației mobile iOS și Android, Agile Media, SEO, PPC, Social Media, Binestu.ro, magazin online de vin. Și acum o să citesc partenerii, o să citesc foarte repede, trebuie să fiți foarte atenți. iQuery, comunicat de presă, web digital, SEO, monitor orașul meu, trafic.ro, găzdire.ro și impact advocacy. Bun. Legat de desfășurător. Ce știm foarte clar este că întâlnirea se va termina fix la ora 21, când trebuie să părăsim sala. Aceasta este o coordonată foarte clară. Și am avea două prezentări, o pauză și încă o prezentare. Întâi Daniel Ene, Cătălin Macovei, pauză. Trebuie să vă întoarceți, că de obicei lumea cam pleacă. O să vină după pauză de lumea cam pleacă. S-a întâmplat, n-am ales eu, asta e. Dar e, va fi la fel de interesant și după pauză. Cam asta e, când îmi vii pe Daniel Ene.